Bun venit la un nou episod Podcast Verde, realizat de Green City Lab în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Scopul nostru este să învățăm. Avem invitați de fiecare dată în studio, din mediul academic, administrația publică, societatea civilă, oameni care vin să împărtășească din experiența pe care o au. Aducem inclusiv istorie de succes, Astăzi, în calitate de invitat, avem o persoană care are un parcurs interesant. De la un domeniu militar a trecut la a crea și a produce garduri zincate, după care cuști, după care creștere de prepeliță, după care prelucrarea dejecției și producerea de îngrășământ. Astăzi, alături de noi, este domnul Ilia Guzic, este directorul Nicol Group. Corect. Bine ați venit! Vă mulțumesc, bună ziua! Bine v-am găsit! După cum spuneam și la început, aveți un parcurs foarte interesant. De fapt, scopul acestei, unul din scopurile acestui podcast este faptul ca să transmiteți prin experiența pe care ați parcurs-o dumneavoastră, prin drumul pe care l-ați parcurs, din experiență, curajul Încrederea, poate și altor persoane care se întreabă dacă, având o vârstă, nu este târziu să înveți, dacă, având o experiență în spate, într-un anumit, un anumit domeniu, dacă nu este târziu să te reprofilezi și să schimbi domeniul de activitate. Cum, totuși, a fost saltul acesta de la domeniul militar la producerea de garduri zincate? De ce? La întrebarea dumneavoastră pot să răspund cu un cuvânt muncim. Dar dacă să fie clar pentru toată lumea, deci e, întotdeauna trebuie să facem ceva nou, ne învățăm noi, ne învățăm și pe alții. Deci gardurile zincații au fost un început de carieră, de business pentru mine personal, ca producător, fiindcă nu era niciun producător în Moldova. Deci, compania noastră a fost una dintre primele care produceau garduri din cate. De unde s-au luat garduri din cate? Se vindeau la magazinul Metro. M-am dus acolo să procur gard zincat și am văzut că este adus din Franța. Mi-am dat întrebarea, de ce? Am plecat peste hotare, am văzut cum se produce. Am procurat utilaje, ceva am produs care o utilaje la noi, fiindcă erau foarte scumpe să procuri toate linia peste hotare. Am produs ceva adăugător la noi și așa s-a început producerea primului producător de garduri zincate în Moldova. Deci gardurile de zincate sunt și la uh, momentul de azi actuale, dar uh, problema care a apărut la noi în producere era că eram în arendă, deci arendam spațiile. Producerea era uh, pe strada uzinilor, deci uh, mai mult de 1200 de metri pătrați și practic în lunile de iarnă, venea domnul electrician, data de 5, ne stingea lumină și spunea că plătiți arenda, plătiți arenda, era foarte greu. Și atunci, după 2 ani de muncă, ne-am pus scopul să cumpărăm ceva, să facem ceva, ca să nu depindem de arendă, fiindcă era foarte greu. Am început să căutăm spații, spațiile costau și costă foarte scump și am găsit o brigadă de tractoare din satul Malcoci care era părăsită. Dar avea foarte, foarte multe probleme. 575 de probleme avea. Spuneam că unul din scopurile acestui podcast este faptul ca să înțelegem că nu este niciodată târziu să învățăm. Personal, eu cred în acest deziderat și nu prea înțeleg oamenii care spun că având o vârstă sau având deja o experiență mare în spate, nu, este târziu să, mă, să, să, să învăț altceva. Iată, în momentul în care, dumneavoastră, ați mers la metro și ați văzut acel gard cat și ați ajuns la ideea că ar fi bine să creăm. Dumneavoastră, aveați cunoștință în acest domeniu sau a fost totuși și o etapă în care v-ați documentat, ați învățat, v-ați instruit? Sunt inginer de profesie. Cam am fost militar, tot inginer am fost. Deci, eu sper că orice om când vede ceva și este interesant Este foarte simplu să cumperi Dar dacă ai gânduri că poți să-l faci, trebuie să-l faci Deci la momentul cealalt aveam 40 plus Nu mi-era frică de ceva să încerc Vroiam doar să obțin ceva interesant, ceva nou Și am mers pe calea producerei de aceea că am văzut că nu este în țară Deci piața era liberă ca să înțelegeți, dacă produsul nu este, înseamnă că trebuie să-l produci. Asta a fost scopul principal, de a învăța altă lume să facă. Deci la noi lucrau 18 oameni la linia aceea de producere, încă vreo 20 lucrau la instalații și așa mai departe. Deci noi participam la toate licitațiile, după cum țineți minte cu toții, la noi se schimbau partidele, se schimbau culorile, era gardul verde, pe urmă albastru și tot așa. Deci, îngrădeam grădinițe de copii, școli, terenuri sportive. Să are în vedere că aveam permanent de lucru, de fapt, până s-a început războiul. Iată, 14 ani în urmă, din regiunea Donetsk, că de acolo importam materia primă, sârmă zincată, fiindcă și sârmă zincată nu se produce în, în, țară, dar fără materie primă nu este produsul. Și dacă iarăși revenim la întrebarea dumneavoastră, dacă nu este târziu niciodată, nu este târziu. De ce? Fiindcă dacă știi ce dorești, poți să faci în orice vârstă. Bine, dacă să vorbim despre saltul ăsta din domeniul militar către producerea de garduri, cumva este explicabil prin faptul că aveți cunoștință ingineriești? Da. Atunci, cum a fost saltul de la producerea de garduri către domeniul industriei agricole? Înțelegeți, una reiese din alta. Atunci când eram în arendă și aveam probleme cu spații, trebuie achitată arenda la timp, în timpul iernic, în timpul verii nu era niciodată problemă, fiindcă noi știm foarte bine că patru luni, aproape cinci luni avem de iarnă, reci care nu îl interesează pe nimeni gardul. Și când eram în arendă, nu făceam alte chestii decât așteptam sezonul de primăvară-vară. Dar când am trecut la Malcoci, iar mă întorc la Malcoci, când am stat proprietari, când am început să producem acolo, a apărut al doilea scop să nu pierdem muncitorii. Și de ce? Trebuie să le facem un job adăugător pe iarnă. Și am spus, haideți să creăm o fabrică, o, o, fermă ca să întreținem muncitorii, să aibă și de lucru și să aibă și de mâncare, cel puțin. Și asta a fost o încercare care chiar vă spun că ne-a ne scăpat ca să nu pierdem muncitorii. Deci au fost, în orice caz, 30% din muncitori care lucrau la producerea gardului au trecut să lucreze la fermă. Noi am făcut primul abator care este certificat, abatorizează carne de pripeliță. Deci necătând la ceea că nu este lege prepeliției în Republica Moldova, și asta este tot o problemă, și e, abatoarele de prepeliță n-au nimic asemănător cu cele de găină, deci sunt cu totul diferit și tehnologia e cu totul alta. Deci iarăși am adus din Austria e, sistemul de abatorizare și l-am certificat în Moldova și acum la mai multe ferme au apărut abatoare care sunt certificate de ANSA și bine mersi lucrează Republica. Deci asta a fost tot o problemă care s-a hotărât. Nu așa de repede cum am dorit, dar s-a hotărât. De fiecare e. dată atunci când și în viața privată, când apare o problemă, noi cumva oamenii bine, sunt diferite categorii de oameni sau diferit tip de a privi situația de moment. Unii o acceptă ca o provocare își caută răspuns la acea problemă sau caută soluție la acea problemă, alții dau mâinile în jos. Iată, privind acum dumneavoastră înapoi, da? în spate, la toată experiența și tot drumul pe care l-ați parcurs până acum, pornind de la gardul zincat, producerea de cuști, ferma de prepeliță, care ar fi acele probleme sau acele provocări care, de fapt, v-au mișcat înainte, v-au creat imboldul de a căuta soluții pentru a vă mișca și acum privind în spate vă gândiți că păi, dar de fapt e bine că a apărut acea problemă, fiindcă am găsit soluția. Uitați-vă, ne cădând la cei că ne ocupăm cu business deci căutăm întotdeauna diferite soluții. Deci, dumneavoastră ați acestionat corect, fiindcă garduri și pe urmă fermă. Ce are una cu alta? Deci am învățat a face garduri, Cineva i-a venit, a comandat niște colivii pentru iepuri. Am făcut colivii pentru iepuri, am găsit informație cum se construiesc coliviile pentru prepelițe, am făcut, le-am scos în vânzare, au început să vândă. Deci, una trage după alta. Dacă dorești să te dezvolți, trebuie să gândești, trebuie să muncești. După aceea, îmi la expoziții diferite. Deci, expozițiile, asta este un un pas foarte bun pentru business. Deci, când se fac expoziții la noi mai slabe, se fac la de Expo, la vecinii noștri în Kiev, în București, se fac niște expoziții extraordinare, foarte interesante. Iarăși, acum suntem invitați în China la o expoziție. Deci, ca să înțelegeți, dacă stai pe loc, nu faci nimic, nu este nimica. Dar te-ai dus, ai văzut ceva interesant și examinezi cum o să meargă, cum o să vândă? Cum o să te înțeleagă? E posibil or nu? Iată, dacă ai răspuns la întrebările acestea, atunci și primești e, pasul ăsta de a porni și a face. Da, scriem business, planul, scriem totul, ne apropiem de bani, vedem că procentul e strașnic, ne opărim, fiindcă nu chiar este posibil de a produce cu banii ăștia care oferă băncile. Pentru producătorii e greu. Și dacă să ne gândim așa, Că am început și am unde am ajuns, apoi vă spun că uh, aș mulțumi echipei pentru lucrul acesta care s-a făcut. Fiindcă dacă ai o echipă uh, care este mulțumită, atunci lucrurile sporesc. Cu siguranță. Dar nu este posibil unul singur să faci lucruri, chiar dacă sunt foarte interesante, ori chiar nu poate un om singur să fie deștept în toate. Deci facem mese rotunde, discutăm cu alții, colegi din diferite domenii. Interesant. Procesul ăsta de până am ajuns la ferma de prepeliță, l-am înțeles, da. am înțeles care a fost mersul lucrurilor, dar ce va determinat să nu vă opriți la carne și ouă pe care le produc prepeleță, e... dar să și soluții pentru a prelucra dejecțiile și a crea îngrășământ. De unde a venit ideea? Dacă înțelegem că este prepelița, înseamnă că este carne, este o, Dar nu o să uităm niciodată că sunt și deșeuri. Deșeurile de prepeliță, ca și toate deșeurile organice, le poluiază. Mediul și asta a fost întrebarea numărul 1. atunci când am început să producem. Avem un spațiu teren agricol, avem vreo 20 de ani și în 2 ani de zile l-am bunătățit așa că se toți ce ce nu semăna creștea totul absolut, fiindcă au fost prelucrat cu deșeuri de pepeliță, dar asta nu era tot, era peste măsură mult, am început să împachetăm să vindem, dar asta tot nu era tare interesant, până am ajuns în China și n-am văzut tehnologie prelucrării de deșeurilor. Deci, chinezii prelucrează asta foarte de mult. În toată lumea se prelucrează deșeurile cu ajutorul larvelor cu de muscă. Dar pentru noi asta a fost foarte interesant, deodată a fost amuzant, pe urmă interesant, pe urmă am trecut școlarizarea, am primit de la compania ruso chineză am primit pe Republica Moldova și România dreptul de a... Comercializa? A, să vă spun tehnologia lor, deci ei Vin tehnologia, dar trebuie să fie asigurați că o să fie așa cum scriu. Respectată. Da, respectată. A venit chinezul la noi, a văzut laboratorul nostru, a rămas mulțumit. El are sediu în București, este acolo, nu erau probleme pentru el să vină aici. Dar, în orice caz, atunci am primit autorizația de la dinșii că avem dreptul să producem. Dar cea mai grea etapă a fost și se prelungește, fiindcă n-am obținut încă autorizația de producere fiindcă nu este legea insectei. Legea insectei este doar albinuța, dar musca nici nu este. Este o muscă deosebită. Dacă o privim prin microscop vedem niște culori foarte frumoase. Ea este amuzantă. Ea nu are gură, ea nu mănâncă. Ea doar bea apă apă cu zahăr și trăiește foarte puțin până la 28 de zile musca. Dar depune de la 500 până la 800 de ouă. Dar la muscă ne-o întoarce pe urmă. Deci acum am fugit puțin înainte. Deci fermă de prepelițe chiar o fost, v-am spus o fost creată întâmplător dar când au început să crească asociația și au început să apară multe ferme, fiindcă dacă vă aduceți aminte a fost un proiect foarte bun, pare unul plus unul da. nu știu o lucrează sau nu o lucrează dar este a fost proiectul acela și noi am crescut de la 0,8 ferme deci veneau de peste hotare nu știau cu ce se ocupe se duceau la uh, ODA da. da. atunci Oda se numea. Da. Acum Oda, anterior Odim? A, Odim era, da, era Odim. Se duceau acolo, îi îndreptau la noi, că puteau să vină la noi. Să... Noi, în am făcut o fermă de tip deschis. Fiecare putea să vină să viziteze, fiecare putea să vină să învețe, fiecare putea să vină să hrănească cu mânuța lui și așa mai departe. Deci am făcut o fermă de tip deschis, de ce? că asta era pentru mulți interesant și totodată era pentru mult strașnic. Uai, dar cum așa? Cum să o menții și cu ce să o hrănești? Și multe și altele. Și noi am dezvăluit toate secretele care cândva erau despre creșterea pe și de ce poate și-am crescut așa de mare? Fiindcă la alți oameni le este strașnic ceva. Dacă când vine și vede, și noi întotdeauna îi încurajăm, avem un tehnolog superb care le spune la toți, să primit la domnul Ilia, o să primească mm -hmm. și la voi. Dar de ce spune că la domnul Ilia? că chiar primul incubator l-am pus cu mâna mea și primii pui i-am primit eu și am înțeles ce înseamnă să dai viață cuiva. O femeie naște un copil de viață cuiva, dar un bărbat a pus incubatorul și a scos pui. Ce Faci bucurie, ros. eu am stat, cred că 72 de ore după asta, îi priveam și mă bucuram de ce și se face. Și atât de aici s-a început totul. Chiar atunci când lucram cu Odimu nu, nu se vorbea despre baterii solare, văd că aici la voi sunt și o să includ și tema aceasta. Deci în 2019 am comandat din China bateriile solare, în 2020 le-am primit, înainte de pandemie 2018 le-am comandat, 2019 le-am primit, le-am instalat, un an de zile era burocratie foarte mare, de la dan exploatare și așa mai Desimna departe. De contractul. Da, nu a fost finanțare, nu a fost nimic atunci, n-am primit ajutor, n-am primit, dar în orice caz am făcut un lucru foarte important. Avem electricitate care o demerețea. Care va asigură autonomie cât? Da, ne, avem 30 de kWh și vă spun că... Calculele au fost făcute corect, investiția a fost făcută foarte corect, fiindcă ele s-au răscumpărat deja și chiar atunci când apăreau probleme cu electricitatea la noi, ele au dispărut automat. Și acum ne bucurăm ce, ce am făcut și cred că chiar o să mai instalăm. Au apărut încă spații, suntem în construcție a altor spații și cred că o să instalăm și acolo adăugător. Dar aș vrea să mă întorc totuși la transformarea deșeurilor în îngrășământ. Da? da. Dacă puteți să ne explicați cum are loc acest proces, fiindcă ați pomenit că v-ați Dați seama că este necesar să se intervină în acest segment și este extrem de important atunci când agenții economici realizează acest lucru. Eu, cumva, în calitate de uh, o perioadă scurtă, director la Apă Canal, am încercat să sensibilizez, inclusiv agenții economici, despre necesitatea prelucrării apelor uzate, care tot este un deșeu și aducerea ei la un anumit normativ. Această transformare a deșeului în îngrășământ, cum are loc? și la momentul actual asigurați doar pentru dumneavoastră acest lucru, pentru ferma dumneavoastră sau prestați și servicii pentru alții? Uitați-vă, noi, cum am spus mai înainte, că tehnologia, am adus-o din chină. Deci tehnologia dată lucrează peste tot, dar se leagă de produsul care este. Dacă asta este o e, vinărie, prelucrează deșeurile de ceea ce rămâne de la e, producerea vinului. Dacă asta este o fermă, prelucrează deșeurile de fermă. Noi am mers pe alte cale. Deci noi am creat un laborator, ca profesor l-am avut pe profesorul Brătuțel, l-am invitat la lucru, a venit cu mare plăcere, a făcut niște lucruri interesante pentru dânsul și pentru noi totodată, fiindcă trebuia totuși să fie niște cunoștințe ca să faci lucruri mari. Deci, ce am făcut noi? Noi am făcut peste chiar 12, avem 12 miniuri cu care creștem, cu care hrănim larva. Deci, ce ar însemna miniurile date? Asta, diferite amestecuri. Deci, dacă vorbim de deșeuri, noi avem deșeuri de la prepeliță, deșeuri de la bovine, deșeuri de la porcine, avem fabrica Nimorinca, vecinii noștri care produc o de deșeuri din producerea spiritului. În alte parte, la Strășeni, este o fabrică care prelucrează oasele, iarăși produc hrană pentru patrupeți, dar au în cantități care am luat de la ei să încercăm cum se hrănește musca, cum prelucrează. Deci, larva dată prelucrează tot în afară de plastic. Toate absolut deșeuri. Absolut toate. De ce ar însemna asta? Scopul nostru nu de a prelucra deșeurile Republicii Moldova, dar de a învăța mai multă lume să facă asta în curte la dânsă, la vilă, la fermă, unde n-ar fi. De ce și-am creat un laborator? Laboratorul dat, tehnologia noastră include 72 de ore de lecții practice, deci, acumulăm grupe, câte cinci, câte trei studenți, numim noi, oameni care sunt cointeresați și ei venind la noi la școlarizare, ei acumulează tot procesul absolut. Ca să înțelegeți, asta este o cameră de 15 metri patrați unde crește musca, se numește insectariu. Deci, în insectariul dat, temperatura 28 de grade permanent, lumina soarelui permanent și uh, umiditatea 60-65%. Deci asta și nu determinat să instalăm baterii solare, că am nevoie de foarte multă lumină. Deci noi cheltuim undeva 12 kWh pe insectare odată, dar el costă asta, fiindcă uh, avem cel mai mult 16 milioane de muște, deci asta înseamnă că noi strângem la 300-350 de grame de ouă zilnic. Da, 300 de grame de ouă zilnic să strângi, din 300 de grame poți să uh, uh, prelucrezi în jur la 8 30 tone de deșeuri. Deci ce ar însemna asta? Deci noi avem posibilitatea, nu toți au posibilitatea să creeze insectarii. Noi am creat insectare unde creștem și învățăm pe alții. Și totodată vindem ouă de muscă. Uh -huh. Deci ouăle de muscă se vând în toată lumea. Chinejii le trimit prin poștă. Deci vă spun deodată 900 de dolari costă un kilogram. Deci la ei poți să comanzi numai puțin de 500 de grame. Deci 450 de dolari și le-ai primit acasă. Noi asta o facem pe loc, noi învățând studenții noștri, noi le dăm câte 10 grame de ouă, se duc acasă să încerce cum se primește tot ceea ce au învățat. Dar uh, ulterior ele, ele poate fi, pot fi înțelegea acasă, în condiții de casă? De ce sau este zic, este să... mai greu să menții insectare. Exact. dar să prelucrezi deșeurile poți în timp de vară în curte. Deci, cum din o aproximativ a două, trei zi apare larva, larva trebuie hrănită. Deci, iată, asta și este hrana. Deșeurile, asta este hrana pentru larvă. Respectiv, noi am mers mai departe. Noi am creat mai multe miniuri de ce ca pentru fiecare, cine vine și spune, eu produc bere, am deșeuri de la bere. Deci iată poftim ce trebuie să faci. Și deodată le spunem economie. Deci e foarte simplu să faci calcul dintr-o tonă de deșeuri. Haideți să facem așa. Nu să luăm deșeuri din carne, lactate. Da. Luăm așa. Las fie deșeurile de, de, la animale. Deci deșeurile de la animale, deci dintr-o tonă noi puteam, putem obține liber 500-550 de kilograme de zoohums și 200-250 de kilograme de larvă. Asta este proteina. Larva noi o uscăm, facem din ea făină și hrănim iarăși peștii, animalele, păsările și așa mai departe. În laboratorul nostru noi nu avem posibilitate să facem cantități mari, dar asta este destul de a veni, de a învăța și a produce în alte cantități, în alte locuri am trecut cu făina care noi o producem am făcut laboratorul am obținut 56 laboratorul 56 de proteine deci asta este înlocuiește făina de pește care iară se importă în țară asta este un adaus la hrană pentru păsări, pentru pești, iar am spus pentru porcini și așa mai departe deci din troton de deșeuri, noi obținem 250-300 de kg de larvă. Înțelegeți? Asta... Munca pe care o faceți este fenomenală, fiindcă necesită extrem de multe și cunoștință și dedicație pentru a ajunge la un astfel de nivel și jos pălărie pe pentru tot ceea ce faceți. Dar așa pentru un necunoscător, da? Care este, sau există sau nu există deosebire dintre îngrășământul pe care îl aveți dumneavoastră ca rezultat al folosirii acestor larve de muște și alt tip de îngrășământ pe care gospodarul îl lasă, pur și simplu lasă uh, în anumite gropi create pe lângă casă, hai să Vedeți că până am ajuns la muscă am trecut prin râme. Așa. Creșterea lor este un domeniu tot foarte interesant și iarăși aduce beneficii. Noi când vorbim de beneficii nu vorbim doar de bani. Sigur. Beneficiile care se, se fac pentru natură, astea sunt principalele beneficii. Și dacă noi vorbim de prelucrarea deșeurilor, credeți-mă că fiecare, dacă o să prelucreze de deșeurile care el de produce la dânsul acasă, o să intre în sat și nu o să miroasă baligar. O să miroasă flori. O să miroasă, fiindcă din băligarul ăsta noi numim deșeurile astea de aur, fiindcă ele chiar aduc beneficii foarte mari. Dar de ce am spus că am lăsat râmele într-o parte și am trecut la muște? Pentru râmă trebuie să-i pregătești hrana. Uh -huh. Se are în vedere, trebuie să o ca să înceapă putrie, procesul de putrefacție și atunci râma între și lucrează. Uh -huh. Dar mus, musca, larva, cel mai proaspătă hrană îi dai și o prelucrează în timp de 8 zile. Dumneavoastră înțelegeți că. Deșeurile, dacă vorbim de pepiliță, haideți să vorbim de pepeliță. deșeurile de pepeliță sunt uh, cele mai acidice. Deci, uh, în timp de 8 zile, larva le prelucrează în zoo humbus. Deci, a noua zi uh, se primește uh, când se cerne cernătorul se larva, se cerne aparte, la aparte, în timp de vară nu trebuie uscat. Acum noi puțin îl uscăm, care o umiditate înaltă. Dar în timp de vară el este gata de a-l introduce în sol. Deci ăsta e produs finit, gata. Trebuie de văzut. Eu pot să povestesc, dar până nu o să vedeți, nu, o să, nu o să, vă imaginați totul. Extrem de interesant. Ați spus de cuvântul interes și aș vrea să mă întorc la un gând pe care l-ați spus uh unul din obiectivele pe care îl aveți este faptul ca să împărtășiți cu experiența pe care o aveți și cu alții. Există interes la ziua de astăzi din partea altor antreprenori vin să vă întrebe, vin să se familiarizeze cu ceea ce faceți, inclusiv și cu deșeurile, pentru a-și crește productivitatea și eficiența. Vrea antreprenorul din Republica Moldova să învețe? Vrea antreprenorul din Republica Moldova să se dezvolte? O să vă spun, da, asta nu înseamnă nimic, o să vă dau multe exemple. Deci, la moment suntem în construcție, construim e, o pensiune agricolă. Acolo unde e ferma, acolo unde e producerea, acolo construim și o agropensiune. Pentru ce? Deci ne-a venit o din România. Ne interesează ceea ce faceți. Poftim, școlarizarea, ta-ta-ta, dar unde să ne cazăm? Ne ducem în oraș. S-au dus în oraș, s-au cazat. Au fost trei zile la lecție, au rămas, mulțumiți, Au plecat. Ceva nu este clar, iar sună, iar vin, iar cazare, una alta. Deci, iarăși vă spun, una apare de la alta. Deci, acum facem chiar cazare pentru cei care o să vină să facă școlarizare. Pentru cei care o să vină să dorească pur și simplu să trăiască o zi la fermă, să. Simt ce și înseamnă viața la țară. Mănâncă o zeamă de pepiriță. Să facem niște bucate. Acum o să trecem la muște care deja e, sunt comestibile pentru oameni. Deci, în America se face protein pentru sportivi, pentru a face mușchi și așa mai departe. Deci, asta avem în plan să o facem și noi. Și când vorbim de creșterea larvelor, vrem să creștem larve comestibile, ca să le putem prăji, mânca și primi plăcere de la produsul dat. Deci avem multe gânduri care tot este posibil, dacă ai cucinea una la mână și dacă ai dorință două. Deci chiar acum în Floreni se construiește o producere mare de pești și alături de să facem o insectare, o creștere de larve, unde larvele vii o să fie hrăniți, cu larvele vii o să fie hrăniți peștii. Larvele acolo o să fie hrănite doar cu făină din boabe, deci au tărițe, au resturi care făceau hrană pentru pește, acum au hotărât să hrănească larvele ca să facă hrană mai bună și așa mai departe. Deci, chiar se dezvoltă, sunt foarte mulți cointeresați care îi interesează cum să o facă, numai când aud că nu este legislație și nu poți primi autorizație fiindcă dacă nu ești autorizat nu poți produce, dacă nu poți produce nu poți vinde. Dar deci, ați sensibilizat autoritățile de ca se cunoaște despre faptul că există o problemă? Da, la sigur, problemă. chiar o să vă spun un caz foarte amuzant, am depus o cerere, am evitat ANSA, au venit la noi, le-a plăcut totul, dar au spus că domnul Ia legislația nu ne permite decât să, să vedem dar nu vă putem da nimica și după ce am depus la aparatul central uh, uh, iarăși uh, o cerere, deci mi s-a dat răspuns că faceți un lucru foarte bun, uh, bravo, deci uh, genul dat de activitate nu este uh, interzis. Dar dacă mm. nu este interzis, înseamnă că se poate. Nu mi-a zis înțeles. nimeni că se poate, dar mi-a spus că nu este interzis. Am înțeles. Dar eu mă înțeles că se poate. Am înțeles. Vreau să vă întreb, de fapt, despre cum vedeți viitorul afaceri, și ați făcut o descriere extrem de frumoasă a ceea ce urmează și planurile de viitor. Dar mai ales luând în considerație faptul că comunicați cu mai multă lume care are afaceri în domeniul agricol în special. Cum vedeți viitorul agricol la Republicii Moldova? Eu aș propune tuturor agricultorilor, nu știu, tot cei care se ocupă cu agricultură, doar să unească împreună, atunci o să fie rezultat. După ce am făcut fermă de prepelițe, am înțeles că e foarte greu să faci ceva singur. Când am format asociația, au fost deschise mai multe uși, fiindcă când scrie o scrisoare la minister, de la asociație cu mai multe scălituri, altfel răsună și altfel se subînțelege. De ce spun despre agricultură? Uitați-vă, oamenii la noi schinuiți fiindcă lucrează din zi până în noapte și face lucruri poate altă dată de unul singur. Dar atunci când se unește, atunci este mai ușor. Orică la noi fiecare vrea să fie director, orică fiecare vrea să fie stăpân. Nu înțeleg pe alții, că discut foarte cu mulți pe tema aceasta. Când am tractor, când am aceea, nu pot face ce, nu pot face aceea. Agricultura se face în comun. De unul singur nu se face agricultură. Da, acasă se crește niște pepini, poți, dar nu mai mult. Și de ce, dacă mă întrebați despre agricultură în, în, Republică, eu nu sunt mare agricultor, dar o văd că doar împreună se poate de făcut ceva. Dar împreună asta trebuie toți vecinii să grăbădească, să facă o ședință, să aleagă un lider care o să răspundă de una, altul o să răspundă de alta și să meargă înainte. Doar așa o văd. Acum, pe final, dacă toți suntem, dacă ați face o retrospectivă tot a întregului drum pe care l-ați parcurs până acum, ați putea să spuneți care sunt cele mai importante lecții în calitate de antreprenor deja pe care le-ați învățat? Lecții care poate ar fi de ajutor celor care ne privesc acum și se gândesc să pornească pe acest drum pentru a le ușura lor deja parcursul. În primul rând, când în timp în greutăți, nu da mâinile în jos. Asta este în primul rând. Deci, chiar dacă afacerea nu ți aduce profit, asta nu înseamnă că afacerea nu este bună. Chiar dacă afacerea este uh, mai greu de a o uh, executa, trebuie să ai răbdare. Dar întotdeauna trebuie să mergi înainte, și să-ți faci planuri pe viitor și trebuie să pui scopul ce vrei să obții. Dacă doar bani, a trebuie să duci să lucrezi la bancă. Dar oportunitățile și beneficiile care le facem noi prin ceea ce v-am spus, asta e o plăcere. Natura, noi, dacă ne gândim, spunem de cuvântul natură, trebuie să ne imaginăm ce asta înseamnă. Deci, chiar avem un uh, denumirea secretele naturii, asta e a uh, fermei noastre. Deci uh, așa am denumit-o uh, și agropensiunea tot este secretele naturii, deci așa am denumit-o fiindcă la noi s-a desecretizat multe lucruri și au devenit foarte clare pentru omul care dorește să facă ceva. Eu mult aș vorbi pe tema asta, dar vă spun încă Mai bine găsiți timp dumneavoastră, colegii care sunt curioși să vadă, să vin la noi și atunci o să vă închipuiți noi pe un, o parcelă mică, pe un spațiu mic, laboratorul nostru are 140 de metri pătrați, ce se face? Deci cam o tonă de larve putem crește, asta înseamnă că vreo 10 tone de deșeuri putem prelucra doar la noi. Dar închipuiți-vă cât e posibil de făcut pe niște spații mici, lucruri interesante. Super, mulțumim. Dacă există ceva ce nu v-am întrebat și tare ați vrut să spuneți. Uitați-vă, m-ați întrebat despre toate, eu am scurtat totul. Uh, am scurtat de ce e, fiindcă nu iubesc să pășesc acolo unde n-am făcut, deci, uh, îmi place odată să fac și pe urmă să vorbesc, dar uh, dacă o să ne privească mai multă lume, eu îi îndemn pe toți să găsească timp să vină să vadă cu ce se ocupă secretele naturii. Ne vă mulțumim foarte mult pentru faptul cu că drag. ați găsit timp și ați venit să împărtășiți din experiența dumneavoastră și cu siguranță sunt multe lucruri pe care poate n-ați reușit n-am reușit noi să le discutăm aici în cadrul emisiunii, dar sper ca cei care ne privesc să pășească pragul uh, afacerii, pragul pensiunii pe care o faceți și să, să fie familiarizeze inclusiv și să învețe din ceea ce înseamnă secretele naturii. Eu vă promit cum apare ceva nou o să vă informez și o să ne mai întâlnim. Mulțumesc tare mult! Cu drag!